Minerii din Gorj nu își vor mai marca ziua în luna august, ci în fiecare an doar pe 4 decembrie. Ziua va fi marcată duminică, așa cum se cuvine. O manifestare deosebită va avea loc la Târgu Jiu, în cartierul Primăverii, unde va fi prezent însuși mitropolitul Olteniei, Irineu, aflat deja la Târgu Jiu. Federația Națională Mine Energie, împreună cu sindicatele miniere din Oltenia, au hotărât din acest an să sărbătorim pe 4 decembrie Sfânta Varvara, ziua de sărbătoare pentru mineri, în zonele miniere vor fi comemorări la bisericile din Motru, din Rovinar, din Mătăsari. De asemenea, în Târgu Jiu se va pune piatra de temelie duminică la ora 12 pentru biserica pe care va fi luat numele Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor. La această festivitate va fi prezent mitropolitul Olteniei. Noua biserică va fi ridicată în acest cartier, deoarece aici și-au ridicat locuințe strămutații din Roșia și Fărcășești. De altfel, pentru biserica de la Fărcășești Moșneni se va construi acest edificiu la care vor contribui și sindicatele din minerit. Biserica va fi realizată în cea mai mare parte de ECE Roșia. Această biserică este construită se va construi pe investiția SNL-ului, respectiv exploatarea minieră Roșia, exploatare care va demola în viitorul apropiat biserica din satul Fărcășești Moșneni. Deci este un cadru legal care trebuie respectat, este proiect aprobat și urmează ca investiția să se facă pe exploatarea minieră Roșia, conform legislației în vigoare. În ce privește manifestările de duminică, în fiecare unitate minieră și bazin minier vor avea loc acțiuni în care preoții de la bisericile din zonele apropiate vor ține slujbe de pomenire pentru minerii decedați. Se vor depune gerbe de flori la troițele din comunitățile miniere, după care angajații vor petrece alături de colegi și familie. La mina Tehomir se va oficia o slujbă de prăznuire a Sfintei Mucenițe, Varvara, ocrotitoarea minerilor.